mă uit aici, cinema pro sunt, dar am văzut teatru. Și ne-au prezentat așa frumos teatrul Avangardia. Am primit biletul ăsta și am venit. Se numește, cum se numește piesa? Citiți voi? Demnitate. Nu știu ce înseamnă asta. Oricum e despre culisele politicului. Și fiindcă, iuzi, se aud Marius Manole și Șerban Pavlu, cred că sunt în culise acolo. Am zis că facem cu Pavlu un partid. Singurul lucru care ne încurcă facultățile, da. Că am făcut facultate aici. Ah. Da. Și, dar putem așa să vorbim un pic, să o nu... Da. Scoți un pic acuzativul, da. Bagi un decât. Și mai, da. Mai scoți din articulații. Mai tem o publică. Din, da. O publicuță. Că celălalt zice că... Tot ce încerc să fac este să protejez imaginea acestui partid. Dacă încercați să protejezi imaginea acestui partid, ar trebui să-l desfințezi. Păi zic, asta e o chestie pe care oamenii o văd, pur și simplu o văd seara la știri, n-au, dar există cumva un efect al scenei și da, spunându-se da, povestea asta așa. Și niciodată nu vedem la televizor relațiile dintre ei, știi? Acolo tot vedem cum prezentăm noi finalul. De corupție! De corupție! Ați ales schimbarea! Aici aveți un pic mecanismele care duc și cum se ajunge la și că uneori e vorba chiar și de prietenii înșelate. Nu există ieșire, de fapt, din mecanismul ăsta. Odată ce ai călcat, nu există ieșire. Asta mi se pare mie îngrozitor și cred că e adevărat. Tu ce știe că dacă spui o dată, da, următorul da devine inevitabil. Sunt sigur tineri mulți care intră în politică. Și tot timpul m-a fascinat ce li se întâmplă acestor tineri de în câțiva ani se transformă fix în ceea ce ei condamnau și urau mai devreme. Și care sunt principiile acestui partid? Principiile, mă rog, poate că principiile fi aceleași pentru toți, dar pentru mine e important sunt actorii, da? Sunt cât mai mulți actori și cunoaște și a recomandat pentru aceste toruri pe Șerban și pe Marius. Sincer, cine a făcut castingul Șerban pentru acest proiect a fost Ricard Reguant, cel care prin 2005 a regizat muzicalul Chicago la TNB. Și care acum vreo 4 ani mi-a trimis textul acestei piese. Eu mi-am adus aminte de el anul trecut prin vară, l-am recitit și am zis, wow, trebuie să fac piesa asta acum. L-am sunat pe Ricard. Ricard tocmai fusese numit directorul Teatrului Apollo din Barcelona și mi-a spus, uite, eu nu pot veni în toamnă să-l montez, dar ce zici dacă aș vorbi cu autorul, care este și el regizor, să vină să-l monteze? Zic, da, sigur. Și Ignacy Vidal, autorul, a venit și a regizat. Și e scrisă de un tip care a trăit în Spania și care n-a fost niciodată în România sau a montat-o după aia în America de Sud, unde ea plângeau în sală, a început să strige unul la... Și după aia au votat-o pe unul care... Tot ce am făcut a fost pentru tine și pentru partidul ăsta! Mie să-mi spuneți ce înseamnă demnitate. Asta să-mi spuneți. Dignitas înseamnă pierderea cetățeniei, pierderea... Dignitas... Termenul nu are o traducere exactă. Așa se numește spectacolul. Măcar ați venit la spectacol să înțelegeți ce e aia demnitate.